De la 1 februarie, între statele Uniunii Europene se va circula doar cu dovada dozei booster, dacă au trecut 9 luni de la rapel. În România, certificatul verde COVID nu va fi impus dacă se va considera că dăunează activități economice și sociale. Suntem obligați de legislația Uniunii Europene să-l adoptăm pe cel pentru circulația persoanelor în interiorul Uniunii sau pentru cetățenii Uniunii. În ceea ce privește utilizarea în interior, trebuie să luăm în considerare prioritățile de sănătate publică, dar și celelalte priorități care țin și de funcționarea economiei. Este o decizie care trebuie luată la nivelul guvernului după consultări cu toți actorii sociali. Coordonatorul campaniei de vaccinare crede că ne apropiem de sfârșitul pandemiei și că tendința e mai degrabă de a renunța la restricții, implicit la certificatul COVID, ceea ce nu trebuie să oprească însă vaccinarea. Vom ajunge în faza post-pandemică, în perioada de endemie, în care va conta foarte mult comportamentul individual. Și când mă refer la acest lucru, practic, cred că se va renunța la majoritatea restricțiilor și din acel moment fiecare va trebui să fie mai responsabil pentru sănătatea lui și a celor cu care se întâlnește. De altfel, un raport al Avocatului Poporului arată că impunerea certificatului COVID la locul de muncă ar încălca dreptul persoanelor la muncă și protecție socială. Noi am trimis guvernului punctul nostru de vedere și am susținut foarte ferm că din perspectiva noastră sunt neconstituționale și suspendarea contractului de muncă și faptul că persoana respectivă ar rămâne fără remunerație. Acum suntem obligați să prezentăm certificatul verde în diverse spații publice, în baza unei hotărâri de guvern. Avocatul poporului le atrage atenția cetățenilor care se simt nedreptățiți prin aplicarea acestui act normativ, că se pot adresa justiției.